La România a avut loc al doilea stagiu pentru instructorii de Kwan Kido din acest an. Aproximativ 80 de instructori din țară au fost prezenți. Stagiul este un eveniment la care publicul nu are acces. În weekendul care tocmai s-a terminat, s-a desfășurat la Roma stagiu, al doilea stagiu național pentru instructori din acest an sportiv. Acest stagiu național a fost cumulat cu convocare și cantonament de lot național. A fost o acțiune condusă de directorul tehnic, de domnul Ovidiu Covaci, și s-a desfășurat pentru partea de tehnică cu Kwan Kido. Prezența la Roma, prezența numeroasă? Da, a fost o prezență numeroasă a instructorilor din toată federația. Am avut în jur de 80 de participanți. Roma nu a participat cu 6 instructori ai clubului, plus un număr mare de instructori romașcani plecați la alte cluburi din țară. Următoarea acțiune la care vom participa va fi stagiul internațional de la Brașov, condus de fondatorul stilului Kwan Kido, Pham Son Thong. Va fi la sfârșitul, acest stagiu internațional va fi la sfârșitul lunii octombrie și va fi pe partea de tamte, gimnastică energetică și arme tradiționale. La Brașov vor pleca 24 de sportivi legitimați la clubul BAO.